Capitala României le-a intrat la suflet membrilor trupei Metallica. După concertul susținut miercuri seară în București, protagoniștii formației rock au realizat un clip video intitulat Metallica, mulțumim București. Videoclipul ilustrează cele mai importante zone din oraș: Piața Unirii, Palatul Parlamentului, Sala Palatului, Ateneul Român, Arcul de Triumf, dar și Centrul Vechi. În clipul video dedicat orașului București apar și oamenii care au lucrat la montarea scenei pentru concertul de pe Arena Națională, momente din timpul evenimentului, dar și bucuria trăită de cei mai înfocați fani prezenți la spectacol. Videoclipul a fost postat pe canalul de YouTube al formației rock și a strâns peste 15.000 de vizualizări în doar 24 de ore.